Motive pentru care corpul tău nu are suficient calciu, iată câteva modalități sigure de a determina lipsa calciului. Insomnie, motivul lipsei somnului, poate fi determinat nu numai de stresul constant, ci și de lipsa de calciu. Faptul este că acest mineral este implicat activ în producția de melatonină. În schimb, somnul profund crește nivelul de calciu. Postura necorespunzătoare totul este logic aici. Lipsa de calciu vă slăbește oasele. În mod natural, coloana vertebrală începe să se îndoaie, formând o postură incorrectă. Dacă agitația bruscă este, de asemenea, semnalată cu dureri de spate și gât, atunci mai întâi trebuie adăugat calciu în dieta. Memorie deficitul de calciu vă afectează nu numai oasele, ci și mintea. Memorie slabă, abilitatea de a uita cuvintele și chiar halucinații, acest lucru anunță deficitul de calciu. Stare nervoasă te simți nervos tot timpul și orice poate declanșa o izbucnire? Cel mai probabil, este vorba despre același deficit de calciu. Sistemul nervos este foarte dependent de acest mineral. O rapidă, distragerea atenției și furie fără cauză, toate aceste simptome pot fi datorate lipsei de calciu. Dinți, unghi, păr corpul caută să suplinească lipsa de calciu, luându-l din părți minore ale corpului. Cu o deficiență a acestui mineral, părul devine fragil și subțire, unghiile se exfoliază și dinții se fac simțiți. Toate aceste semne ar trebui să vă alarmeze. Accident vascular cerebral calciul este esențial pentru buna funcționarea neurotransmițătorilor. Dacă sunteți complet sănătos și începeți brusc să suferiți de convulsii, atunci poate exista un singur motiv. Deficiența de calciu. Mâncare sănătoasă semințe de susan, 100 grame, egal cu 1000 mg. Brânză, 100 de grame G, egal cu 1000 de mg Merge Brânza de vaci, 100 grame, egal cu 150 mg. Lapte, 100 grame, egal cu 120 mg. Smântână, 100 grame, egal cu 100 mg. Fasole uscată, 100 grame, egal cu 150 mg. Țelina, 100 grame, egal cu 240 mg pătrunjel, 100 grame, egal cu 130 mg. Migdale, 100 grame, egal cu 254 mg. Alune, 100 grame, egal cu 170 mg. Fumatul și cafeaua cel mai bine este să nu mai fumezi deloc. Printre altele, fumul cauzează pierderea calciului din oase. De asemenea, cafeaua elimină calciul din corp. Dacă nu te poți limita la o băutură revigorantă, adaugă cel puțin lacte acolo multă sănătate. Faceți mișcare minimum 30 de minute, consumați fructe și legume. Consumând banane, aveți șansa să combateți dependența de nicotină. Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul.